Bună ziua și bun regăsit. Acest webinar este Daily Briefing, iar eu sunt Claudiu Cazacu. Am revenit din o scurtă, ia zice, eu vacanță și vom discuta despre piețe din nou cu o perspectivă generală. Lucrurile prezentate aici nu sunt recomandate de tranzacționare, sunt doar opinii exprimate prin acest mod. În același timp, riscurile sunt prezente în piețele financiare. Constatăm că volatilitatea este variabilă, dar uneori devine brusc foarte ridicată, iar utilizarea levierului amplifică riscurile. În anumite situații, este posibil să am expunere în piață pe instrumente discutate sau altele corelate cu acestea, prin instrumente directe sau prin instrumente derivate pe activele discutate. Să începem dezbaterea, reținând bineînțeles și faptul că performanțele trecute nu sunt o garanție a unor performanțe viitoare. Calendarul economic al zilei de astăzi ne reconectează puțin cu ceea ce se întâmplă. Am uh, avut uh, în weekend niște date din, uh, din China. Uh, cel puțin astăzi presa este plină de comentarii pozitive despre indicele PMI pentru sectorul industrial, care a avut o creștere neașteptată la 50,4. Relevant pentru că am trecut în zona de expansiune după o perioadă de câteva luni de zile când eram sub 50, ceea ce denotă contracție. Acest indicator nu reprezintă însă. Un scut pentru viitorul îndepărtat al economiei chineze, pentru că, în ciuda diferitelor schimbări de perspectivă, și uh, au fost destul de multe în această, în această perioadă, validând uh, ipoteza potrivit căreia volatilitatea crește și evenimente spectaculoase se pot petrece atunci când îmi iau liber, avem uh, astfel. Uh, Uh, o impunerea unor taxe vamale uh, din partea Statelor Unite și un răspuns din partea Chinei, o ripostă, chiar de la 1 septembrie, începutul uh, toamnei. Iar uh, această veste bună din partea Caixin, uh, versiunii Caixin care se aplică uh, mai degrabă companiilor care nu sunt, uh, nu sunt de stat, trebuie pusă, deci, într-un context mai larg. În același timp, datele de sâmbătă, datele oficiale, cele care grupează companii, companiile mari, companiile de stat, sunt mixte, sunt mai bune în sectorul serviciilor, dar mai slabe și sub 50 oricum în sectorul industrial. Totuși, tendința pe care o, o observ, este de a se pune un, un preț mai mare, de a se acorda o atenție mai mare datelor agregate și indicatorului generat de către Caixin, care este un partener al unei firme din, din vest, față de seria oficială. Totuși, aș remarca această diferență între industrie și servicii, o diferență pe care o regăsim nu doar în China, ci într-o serie de alte economii dezvoltate. Uh, vedem diferențe în, în Europa, uh, în sensul în care industria este mai slabă, sau cum e Germania, industria este în contracție, uh, potrivit indicatorul PMI, dar și a uh, datelor uh, ferme, a celor hard data. Uh, în timp ce în servicii lucrată mai bine, uh, sunt multe lucruri care s-au petrecut în această perioadă. O să reținem însă doar câteva. Da, am, notat, am notat sugestia de a nu mai lua liber pentru că crește riscul de recesiune. Din păcate, spune că riscurile sunt acolo de multă vreme, dar pare că piețele așteaptă, pândesc momentul să le, să le recunoască. Datele de vineri au fost, trecând, revenind, <laughs> revenind la registru serios, cu care am și început de altfel, datele de vineri au fost în creștere în privința inflației PCE, în timp ce PCE Core 1.6 este pe potriva așteptărilor. Dolarul a avut de reacționat atunci, am simțit însă un Chicago PMI care a recuperat consistent. Cu toată această recuperare, un ochi format în analiză tehnică ar vedea în continuare un trend descendent. Poate poate ușor pus uh, uh, ușor în, uh, în gardă sau uh, testat puțin, dacă ne gândim la o variantă mai agresivă pe ultimele începând din, uh, din februarie, dar uh, așa linii marte tendința este încă descendentă. E notabilă revenirea, uh, de fapt, aici o zonă de 50 este de asemenea o creștere a activității și în general sub 50 este o veste mai slabă, dar legătura e mai puțin, e mai puțin strânsă decât fiind date concertate regional decât pentru indicii grupați, pentru indicii pentru toate toată suprafața Statelor Unite. Uh, datele University of Michigan, însă 89,8 puncte, ne pun în gardă. Sentimentul consumatorilor începe să fie afectat și, atenție, vorbim de acum înainte despre date, despre uh, taxe vamale care vor afecta și mai serios consumatorii, pentru că se aplică articolul de îmbrăcăminte, de încălțăminte, și chiar, chiar unor echipamente electronice, deși au scăpat deocamdată telefoanele și laptopurile. China a răspuns, a răspuns așa cum anunțase, dar a impus cam față de vreo 5.000 de produse, a impus taxe vamale, dacă amintesc bine, cam pentru o treime dintre acestea, nivelul între 5 și 10% le sunt grosul pentru 15 decembrie. Cu alte cuvinte, China nu vrea să rămână fără replică în fața Statelor Unite, dar în același timp nu, vrea, nu pare că vrea nici să escaladeze situația. Pentru uh, investitori există însă, după părerea mea, cel puțin două teme majore de, de stres. Uh, tema relațiilor comerciale și a taxelor vamale, care iată, uh, ca într-un uh, într uh, dans uh, foarte rapid, uh, fluctuează evaluarea ba, uh, pare că totul este pierdut, ba, se pare că și piețele ajung să creadă că uh, soluția este chiar acolo, chiar round the corner. în fapt, dincolo de toate aceste oscilații, tendința este de a impune taxe vamale uh, gradat, de a, de a vedea restricții comerciale în creștere. Uh, și lucrul acesta nu are cum să uh, fie prea liniștitor pe termen lung, cu toate că el poate să fie mascat temporar de acest uh, dans diplomatic. Uh, să nu spunem chiar perdea de fum, dar în orice caz există, așa se întreține o, o idee că poate o, în orice moment vom putea, vom putea ajunge la, la, o înțelegere și cu toate acestea din spatele eventualelor promisiuni pentru înțelegere apar noi și noi uh, bariere și noi și noi taxe vamale. Chiar Președintele american sugera companiilor că ar fi cazul să se mute în afara Chinei. Pe lângă asta avem și răspunsul pe care îl are China și companiile sale îl au inclusiv pregătindu-se să își producă tehnologia de care au nevoie și pe care înainte o importau din SUA. Dar aceasta este numai una dintre teme, cea de-a doua fiind o temă largă, să-i spunem geopolitică. Dacă tot suntem în zona Chinei, am văzut ieri o situație de creșterea violenței în Hong Kong și o intervenție în forța poliției, anumiți protestatari ar fi aruncat cu cocktailul Molotov, Există bănuia la unora că de fapt, sunt niște provocatori și nu sunt protestatarii în sine. Oricum, lucrurile au escaladat în această perioadă și au dus la o deschidere slabă, la o deschidere pe minus a pieței de capital, care însă a revenit. Așa că prindem așa un pic, un pic teren, ne, ne adaptăm un pic și ne reinițiem în atmosfera piețelor necesară pentru a înțelege ceea ce se întâmplă nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu, mediu și lung. Deci, am avut uh, o rundă de, de temeri în această privință. Cred că faptul că China nu a impus uh, chiar maximul de sancțiuni, de, de nu a ripostat la nivelul maxim pe care l-ar fi putut uh, atinge, a uh, injectat uh, un pic de optimism și a dus la această recuperare. Ieri a fost o stare de de slăbiciune care a continuat vânzările de după-amiază. Încrederea consumatorilor este un fapt de urmărit. De asemenea, de urmărit este ce se întâmplă cu așteptările privind ratele de dobândă. Iar acum probabilitatea nu mai este pentru a avea o tăiere de 0,5, ci în 16 zile, așa de repede a, a trecut timpul, în 16 zile uh, există chiar o mică șansă pentru menținerea referinței uh, sau uh, pentru, uh, sau uh, grosul de peste 90% pentru, uh, pentru o tăiere de 0,25%. Au fost fluctuații care au urmărit aproape datele economice și uh, comentariile referitoare la politica comercială. În principiu, ceea ce constatăm este că s-a uh, -a modelat acest grafic într-un sens favorabil dolarului, într-un sens în care nu se așteaptă tăieri atât de adânci ale dobânzii. Dar, dacă ne uităm pe piața de datorie suverană, tendința a fost de scădere pentru dobânda la care s-ar împrumuta Statele Unite. Asta este pe piața secundară, dar este un ghidaj și pentru emisiunile noi, bineînțeles. Iar reacția a fost de adus de asemenea la adâncirea acestei inversări a curbei randamentelor care a ținut capul de afiș, mai ales în, în zile precum 23 august, care a fost o zi de scădere destul de drastică și potențial gravă a pieței de capital. Recuperare atunci, dar interesant, 23 august, o zi de rezonanță și, și pentru noi a fost una dintre cele mai slabe zile din piața de capital americană, care totuși se consolidează într-un interval. Asta este ceea ce observ aici, în primul rând, și vineri, după. Nu am avut poziții, dar m-am uitat un pic pe piață. Din păcate, m-am uitat sunt destul de târziu și piața s-a închis la scurtă vreme după. Cred că aș fi avut o poziție descendentă pentru că aveam acest interval și un fel de evening doji star, adică un pattern de, de lumânări japoneze care arată incertitudine, dar venind după fiind Evening Star, vine după o creștere și semnalizează un risc de scădere. Cel puțin în primă fază ar fi fost o atitudine corectă, însă piața a revenit aici, ducându-ne cam în zona de închidere, lăsând decizia pe seama investitorilor de astăzi. Dar ce să decidă investitorii de astăzi când în Statele Unite este zi liberă, Labor Day, sărbătorim munca prin vacanță uh, și uh, uh, avem date din, uh, din Europa avem niște indici PMI deja publicați, mai avem la ora 11 în curând indicele PMI la nivel agregat european, dar altfel pare o zi liniștită. Ei bine, nu știu dacă va fi o zi în totalitate liniștită. Pe future să avem tranzacționare, trebuie să verificăm programul, m și -aș aștepta să ca acesta să fie afectat, în, așa, ar fi, așa ar fi normal, cel puțin pe spot. O să avem o tranzacționare scurtă nu o să avem deloc trading pe acțiuni. Uh, sau uh, sau pe futures posibil să avem o chidere ceva mai devreme. Dar asta nu înseamnă că nu o să primim nimic, nu o să primim uh, semne și chiar dacă o să chiar dacă nu o să fie așa, o să fie liniște. Asta înseamnă că se reportează decizia pe sesiunea următoare. Și întrebarea noastră este spargem uh, limita superioară acestui interval care e mai bine definită, deci mai ușor ne dăm seama când va fi spartă, sau limita inferioară. Limita inferioară ar fi în primă fază. <coughs> scuze! În primă fază ar fi în jur de 2800 și mai jos pe la un 2776. Limita superioară ar fi pe la 2945-2950. Eu aș zice 2950. Să avem o zonă de siguranță de câteva puncte peste vârful anterior și chiar cel recent, deci 13 și 30 august. Deci, ce se întâmplă de aici va fi destul de relevant, după părerea mea, pentru că acum. Se revine din vacanță, acum se iau niște decizii care um, se fac pe lichidate ceva mai mare și vom putea înregistra astfel combustibilul pentru o mișcare mai pronunțată. Azi zice că din punct de vedere tehnic, piața nu arată foarte rău. Deci ar fi o șansă și mă refer la ziua, ziua de ieri, mă refer la întreaga, întreaga, această formațiune. Pentru că am avut un, un rebound, un fel de piercing pattern, apoi o așteptare constructivă și apoi, mai ales, mai ales pentru că trendul mai larg, deși acesta a avut o anumită pantă care, s -a, care a fost întreruptă, dar totuși minimul anterior, acesta din mai, a stat în picioare. Chiar am avut o distanță considerabilă, iar piețele au stat puțin în vecinătatea sa, revenind ulterior destul de puternic. Deci, în linii mari, dincolo de ceea ce se întâmplă pe aceste zile, pe sesiunea curentă, a spune și cu acel evening star, evening doji star de vineri, a zice că lucrurile arată încă relativ constructiv. Totuși, din punct de vedere fundamental, avem taxe vamale noi. Nu sunt ele atât de mari pe cât ne puteam teme, dar Nu știu dacă piețele au acea. sunt încă în acea stare încât veștile mai puțin rele decât cele așteptate să fie de ajuns pentru o creștere durabilă. Pentru că mai avem și tema geopolitică și nu e numai cu Hong Kong-ul. Avem o propunere la Marii Britanii de a trimite drone în zona în orientul mijlociu, în apropiere de strântoarea Ormuz, așa că sunt destule surse de pericol. Care nu țin doar de, de China, sau de Iran, sau de Venezuela. De aceea, spune că, punând în balanță datele înregistrate recent, riscurile actuale și aspectele de ordin tehnic, am sentimentul că, deși mă voi răzgândi, bineînțeles, dacă piața mă arată altfel, am sentimentul că linia 2950 ar, ar putea rezista. Iar dacă nu ar rezista, am avea o explozie de entuziasm pe termen scurt, care ne-ar putea duce chiar în zona 2975 80 sau poate cel din urmă spre 3000 de puncte. Dacă va rezista însă... Probabil că în câteva sesiuni am, am revenit, deci până la final săptămânii am revenit sub 2900 de puncte pe 2860-870, iar în timp am încercat să testăm zona inferioară a acestui interval. Aceasta este o discuție mai, mai largă. Pe US100 mi se pare că graficul arată mai frumos și mai clar, cu două niveluri de minim, 7375 și 7220 și 2, aproximativ. N-am încercat să punem aici la milimetru, dar cam pe aici ar trebui să fie. Uh, în timp ce rezistența este la 7790, putem adăuga un pic de uh, zonă de siguranță, să spunem 7800 de puncte, un breakout peste acest nivel ar arăta o posibilitate de creștere. Uh, mi se pare un pic mai curat, un pic mai precis uh, graficul acesta și totuși mă voi uita în primul rând pe pe US 500 care e o piață mai, mai largă. Și aici un semnal de uh, întoarcere, ieri uh, un gap acoperit. Urmează, uh, urmează decizia, dar poate o să avem în sesiunea de astăzi decizia despre direcția viitoare, pentru că deja am revenit cumva, am revenit în punctul de unde am plecat vineri. Uh, dar poate nu o să fie astăzi, poate o să fie în sesiunea de mâine, pentru că astăzi este, este zi liberă. Aș uh, lăsa loc pe termen scurt uh, unei posibile uh, temperări a entuziasmului, dar, dar nu neapărat uh, care să țină foarte mult. Adică 7700 de puncte mi se pare posibil a fi, a fi atins. Astăzi, la fel și 7650. Deci, cred, într-o fluctuație uh, decentă, oscilatorie, o fluctuație laterală. Pentru bursa germană a fost niște alegeri acolo, acum depinde de perspectivă, după părerea mea CDU, formațiunea care are dreptul reprezentant Cancelarul German, care își încheie mandatul și cedează locul după o lungă carieră politică, a obținut un scor mai slab decât la alegerile anterioare, în timp ce AFD, o formațiune care se opune imigrației masive, susținută de către Cancelarul german, este în creștere. Pe de altă parte, vedem un rebound care este asociat și cu ceea ce se întâmplă în în uh, indicii futures din Statele Unite și, bineînțeles, uh, încurajarea furnizată de către China prin evitarea unor taxe vamale încă și mai grave uh, și mai, uh, mai puternice decât, uh, decât se temeau piețele. Astfel, uh, și Shanghai Composite a mers pe sus, 1, pe, pe plus, 1,3%, în timp ce Uh, acea veste bună din industrie iarăși a contribuit la uh, răspunsul favorabil din uh, China Astăzi uh, datele din uh, Germania a trebuit să sosească, 43,6 este valoarea așteptată Ați remarcat noua imagine a secțiunii de, de știri și analize E ceva mai colorată, mai constructivă, se pot... Uh, Citi aici materialele sunt pe versiunea în, în engleză uh, și aici avem niște, niște știri care vin în, în timp real. Putem să modificăm formatul, închidem aici de stock și totul se duce în dreapta și avem analizele mai, mai vizibil. Uh, bun, se va actualiza cred în curând. Până una alta am avut date ceva mai bune, marginal mai bune totuși, în Italia și în Franța. Uh, ia să verificăm. E versiunea finală, deci n-ar trebui să apară modificări foarte, uh, foarte puternice. Deci, fiind varianta finală, nu ar trebui să apară modificări foarte, foarte pronunțate. Iată însă 43,5 pentru Germania față de 43,6 și în curând avem indicele PMI în industria europeană. Dar tendința ascendentă aici pentru indicele german care reu reușește să se îndepărteze de o zonă periculoasă, dar este încă uh, mult sub vechiul trend ascendent. Astfel încât, uh, eu a zice că este cel mult uh, aici uh, o atitudine de așteptare, dacă nu chiar una cu un potențial încă destul de rezervat pentru viitor. Astfel, am um, spune că piața este uh, destul de slăbită și că Deocamdată, pragul de 12.000 de puncte reprezintă o rezistență uh, serioasă și mai sus 12.209. Suportul fiind la, uh, la vârful anterioare, în jur de 845 și apoi 764. Avem o altă regiune și uh, mai jos uh, un 590 aproximativ. Asta așa pentru o abordare generală deocamdată. O să intrăm... Uh, Probabil în zilele următoare mai în detaliu.